Bună ziua, am venit și eu să mă înscriu la dumneavoastră, pot? Da, sigur că da. Cum te numești? Bescu Ilie Adrian. Vin din Comuna Jina, am 12 ani. Multă baftă, stai! Sărut mâna! Pa, pa! Și-mi place mult să cânt la fluier. Sunt singurul care cânt în familie. Eu sunt foarte popular în satul meu și toată lumea mă știe. Câtă recunoștință! Tatăl meu este primar în Comuna Jina. Banii și oile și fetele, nu se zic. Banii, oile și fetele, nu se zic. Nu, niciodată nu se zic. Ok. Așa e vorba pe la noi. Câte oi ai? 4.000. Dar cum se comportă cu tine fetele? Ia zi. Frumos. Lor le place și că sunt și că cânt foarte frumos și că sunt băiatul primarului. Îmi doream de mult să ajung aici. Dacă o să fie bine, o să-mi facă tati petrecere. Bună seara! Mulți invitați, cu siguranță! Bună seara! Cum te numești, Bade? Bescu Ilie Adrian. Cum îți zice acasă? Iliuță. Iliuță! Îți place sportul popular? Da. Te-ai îndrăgostit de muzica populară? Da. De la cine? De la un coleg de-al meu. Cum așa? Ia zi-mi, cum a fost? Ți-a arătat? Cânta și el la un instrument? Sau da, cânta la fluier. Serios? Da. Și ai zis să încerci și tu? Da. Dar la tine în casă mai cântă cineva? Nu. Decât doar eu. Foarte frumos. Doar eu. Foarte frumos. Hai să vedem. Succes. Decât doar eu. Decât doar eu. De ce, hai să recapitulăm. A fost din zona Sibiului și acum către final a fost din Banat, dacă da. Nu mă înșel. Da. Nu? Asta mai rapid a fost din Banat. Foarte frumos. Așa suntem noi, bănățeni. Așa sunteți voi, bănățeni. Iuți. Iuți. Ești foarte talentat, Iliuță. Mulțumesc. Și am mai auzit copii care cântă la fluier, dar tu ai o tehnică. Deci ce mai? Am auzit un profesionist. Felicitări. Mulțumesc. Alexandra. Se vede că te bucuri enorm de ceea ce faci și bucuria aia ta a reușit să ajungă la noi. Mulțumesc. Și cred că despre asta este vorba, pe lângă talentul pe care l-ai, pentru că l-ai. Bravo! Florin. Șmecherul e tot șmecher, frate. Deci, cum ai făcut? Șmecherul e șmecher, deci el a vrut să ne arată și cum cântă cu o singură mână. Și cu aia la altă, nu știu, păi dirigea circulația.
O galerie, ceva, erai DJ la oi sau ce făceai? DJ la oi. Ai văzut vreo oaie în viața ta? Faci deosebire între oaie și un câine mioritic? Da. Unde, unde ai văzut oile? La Jina. A? La Jina. Și ce căutai pe acolo? Păi, de acolo. Stai la curte sau la bloc? Da. La casă, mă, ce? La unde, casă. Unde blocuri în Jina, mă, frate? Deci câți copii sunteți acasă? 3 copii. 3 copii și tu ești la mijloc? Eu sunt cel mai mic. Tu ești cel mai mic? Da. Deci asta vreau să spun, n-ați remarcat, dragi colegi, el cânta și cu o mână, cânta și cu două, dar a mai cântat la ceva. Deci el a cântat la fluier și la șuier. Și a mai cântat și cu vocea. Deci e un rapsod aproape complet, ca să zic așa. Foarte bine, Eliuță, tată. Ia să vedem cum șuieră Smiley. E, da. Ești foarte bun, Eliuță, m-am simțit foarte bine ascultându-te. Mai bine dispus, mișcarea asta de șmecher mi-a plăcut foarte tare. Un lucru e foarte cert. Tu, în viața asta, n-o să mor de foame. Asta e clar. E de acord, e de acord cu ce spui. Din partea mea, Eliuță, ai un da. Alexandra. Eliuță, și din partea mea ai un da. Mulțumesc. Bravo. Florin. Da. Mulțumesc. Bucură-te că ești în etapa următoare cu 4 de da. Mulțumesc. Te așteptăm cu drag. Mulțumesc. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.